Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțâr, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri cu mine Nicolae Negru și cu mine Igor Boțan. Iar această discuție este înregistrată joi 16 martie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Relațiile moldo-americane acum sau niciodată mai puternice. Reacții la o retrocedare, cruce de aur cu noi în bibliotecă. Mâna angabeului transnistrian mai lungă decât cea a securității ucrainene? Vulturi bicefali rusești în penaj de hulubi ai păcii la protestele plătite de Ilan Șor. La Chișinău, miercuri 15 martie, s-a desfășurat o nouă rundă a dialogului strategic dintre SUA și Republica Moldova. Printre temele cheie discutate pe această platformă au fost creșterea oportunităților economice și a rezilienței energetice, promovarea statului de drept și a bunei guvernări, combaterea amenințărilor de securitate și cibernetice și dezvoltarea în continuare a legăturilor interumane. Delegația americană la acest dialog a fost condusă de Derek Hogan, asistentul adjunct principal al secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, fost ambasador la Chișinău. Când cetățenii moldoveni au ales calea către Uniunea Europeană și și-au exprimat angajamentul de a combate corupția, am fost alături de ei. Când Rusia a început războiul împotriva Ucrainei, noi am fost alături de Republica Moldova, a spus domnul Hogan, reamintind sprijinul inclusiv financiar al Washingtonului pentru Republica Moldova în contextul războiului, al crizei refugiaților, dar și al crizei energetice. Nicolae, de fapt, ce se întâmplă, ce se decide în cadrul unui asemenea dialog? Ce beneficii aduce această platformă de discuții Republicii Moldova cetățenilor ei? Bine, s-a spus direcțiile pe care se discute, buna guvernare, statul de drept, lupta cu corupția, securitatea și apărarea Republicii Moldova, securitatea regională, adică securitatea Republicii Moldova în context regional, relațiile economice și, desigur, că ceea ce este legat cu securitatea energetică, independența energetică a Republicii Moldova, aici Statele Unite ne ajută foarte mult. La aceste dialoguri, care s-ar părea că sunt formale, că de fapt totul s-a rezolvat, se lucrează asupra detaliilor. E una să spui despre buna guvernare și una să spui, să zicem, despre lupta cu corupția, dar ce ar dori, de pildă, Republica Moldova de la Statele Unite, dar și ce recomandă, cum văd lucrurile Statele Unite, de pildă, în domeniul luptii cu corupția sau a bunei guvernări a Republicii Moldova. Același lucru se referă și la securitatea energetică. Trebuie să spunem că strângerea acestui dialog este legat de războiul din regiune. Întâlnirea dintre Nicu Popescu și Blinken a fost startul acestei interrelaționări mai intense între Chișinău și Washington. Pe parcursul anului trecut și începutul anului ăsta, Republica Moldova a primit de la Statele Unite 265 de milioane de dolari pentru diferite necesități ale Republicii Moldova. Acum se vorbește de 300 de milioane de dolari. În Congres se discută, îmi pare că e pe ultima sută de metri, 300 de milioane de dolari pentru consolidarea securității și independenței energetice a Republicii Moldova. Toate astea necesită detalii, necesită discuții, necesită consultări și așa mai departe. Și desigur că această intensificare este legată și de anumite intenții ale Rusiei, despre care știm noi, de acum apropo s-a declarat și la Casa Albă, John Kirby, care este coordonatorul pentru comunicare strategică în cadrul Consiliului de Securitate Națională a Statelor Unite, s-a vorbit despre anumite intenții ale Rusiei
Și chiar informații există în acest sens de a destabiliza situația în Republica Moldova, de a răsturna actuala guvernare și către anul 2030 de a ajunge la o situație când guvernarea de la Chișinău să acționeze completament în siajul Rusiei, a Moscovei. Cine nu vede cu ochii buni în interiorul Republicii Moldova acest dialog, aceste relații mai puternice ca niciodată cum au fost apreciate la Chișinău? În primul rând, Moscova nu vede cu ochi buni această cooperare. Aproape nu-i zi în care Moscova să nu zică că Republica Moldova este, nu că dependentă, dar ar îndeplini anumite comenzi din afară și, în primul rând, desigur, din Statele Unite. Pe urmă, sunt reprezentanți ai Moscovei, ai Rusiei, partidic, care nu văd cu ochi buni această apropiere nici de Uniunea Europeană și cu atât mai mult de Statele Unite. Vedem aceste proteste, ce se cere Republicii Moldova să reorienteze către Rusia, că vom trăi mai bine, dacă ne vom reorienta, că va fi pace. Interesant cum va fi pace aliindu-te cu un stat care a pornit un război împotriva unui popor care zic ei că este frățesc. Igor, prin ce este deosebită sau eventual de o relevanță aparte această nouă rundă a dialogului strategic SUA-Republica Moldova? Specificul acestui dialog ține de contextul în care are loc și încă un lucru foarte important este că această delegație a fost condusă de fostul ambasador al Statelor Unite aici la Chișinău, domnul Derek Hogan, care cunoaște în detalii situația de aici din Republica Moldova, iar temele din agenda discutată sunt extrem de relevante, fiindcă tocmai atunci când domnul Hogan era aici ambasador, am avut cele mai mari șocuri aici în societatea noastră legată de corupție, de capturarea instituțiilor statului de către cercurile oligarhice. Contextul este extrem de presant pentru această agendă și, așa cum spunea colegul Nicolae, este foarte important, judecând după această agendă, să ne dăm seama care dintre detalii vor rămâne în continuare pe, hai să spunem așa, în topul celor mai importante lucruri pe care Statele Unite pot ajuta Republica Moldova să le rezolve. Intenția guvernării de a retroceda Mitropoliei Basarabiei la solicitarea Patriarhiei Române și a autorităților de la București clădirea fostului până la 1944 seminar teologic de pe strada 31 august 1989, gestionat acum de Biblioteca Națională, a inflamat o zgomotoasă controversă. Deși Mitropolia Basarabiei a dat asigurări că nu intenționează să schimbe destinația imobilului și că va suporta toate costurile pentru restaurarea monumentului istoric, patimile nu s-au potolit, orizontul îndreptățirii gestului guvernării, pe de o parte, și al criticii sau chiar demonizării acestuia rămâne foarte, foarte larg. Dincolo de abordările ce provin din lumea rusă și sovietică, unii văd în intenția autorităților un mic gest de reparație morală și reabilitare istorică și nici de cum o chestiune patrimonială, alții consideră că astfel s-ar deschide cutia Pandorei în privința retrocederilor cu urmări înfricoșător de prognozat pentru un stat ca Republica Moldova și disputa nu se termină aici. Igor, o întrebare care aparente pe buzele multora. Dincolo de modul în care este privit acest act sau intenție, de ce tocmai acum și într-un mod perceput de mulți ca grăbit sau chiar inoportun în condițiile de azi? Acum când guvernarea te-a întrebat dacă e fericită cu povara unei controverse în plus pe lângă atâtea altele? Din punctul meu de vedere, acest lucru trebuia făcut de mult, pentru că după ce a fost înregistrat oficial Mitropolia Basarabiei, era deșteptat că vor urma și alți pași pentru a restabili dreptatea, dacă putem spune așa. Acum, înțelegerea mea este că această controversă este legată preponderent de modul în care a procedat guvernarea. Dacă ne uităm atent la documentele elaborate, mă refer la proiectul de lege care a fost înregistrat în Parlament, ne întrebăm de ce nu au fost respectate prevederile legii privind transparența decizională. Este singurul reproș pe care îl putem face guvernării. În rest,
Alte lucruri pot fi doar apreciate ca lucruri făcute cu bună intenție, dar târziu. Deci așa văd eu lucrurile, iar dacă pretindem că suntem stat de drept, totuși trebuie să respectăm prevederile legii, mai cu seamă prevederile legate de transparența decizională. Toate celelalte probleme legate de faptul că actuala guvernare ar vrea să se pună bine cu un cult religios, cum este Mitropolia Basarabiei, mi se pare că aceste argumente nu țin, pentru că iarăși suntem un stat laic, biserica trebuie să fie despărțită de guvern, de stat și trebuie să respectăm dreptul cetățenilor, dreptul conștiinței cetățenilor. Ăsta este spectrul de probleme pe care îl văd eu. Nicolae, ce din felul în care a acționat, a procedat în acest caz guvernarea este de salutat și ce de criticat până la urmă? Sunt de acord cu Igor că trebuia mai multă transparență și trebuia, desigur, că discutat cu biblioteca, cu reprezentanții Bibliotecii Naționale. În cazul de față, fie că autorii nu au fost destul de perspicaci, să zicem așa, sau că e prezent oarecare aroganță a celor care vin la putere și cred că de acum nu mai au nevoie de cei care i-au votat. Și de altă parte, trebuie să spunem că întotdeauna va apare asemenea situație când va zice de ce acum și de ce nu lăsăm pe mai înainte, de ce acum, fiindcă acum există o situație când un partid are majoritatea de voturi, un partid pro-european și care poate proceda în conformitate cu niște principii ale statului de drept, fiindcă iarăși sunt de acord cu Igor. Mai devreme, mai târziu, la această temă va trebui să revenim, ne uităm la statele care ne înconjoară, au trecut prin asemenea perioade. Noi am început acest proces, am retrocedat, adică numai unei părți din cei păgubiți, cei care au fost deportați, de exemplu, și cei care au venit și nu mai găsesc nici case, nimic, și îi spune că noi vedem și li s-a dat acolo o sumă simbolică. Desigur că nu este o recompensă sau nu-i vorba de retrocedare, dar problema e mult mai largă, ceea ce m-a nedumerit într-un fel pe mine, această, cum zice, acest antagonism parcă iscat de nicăieri, violența verbală la care au apelat unii și superioritatea morală pe care și-au asumat-o unii, parcă spunând că noi suntem cei care avem dreptate, noi suntem cei pro-europeni, noi suntem cei progresiști, noi suntem cei care vrem lucruri bune, dar cei din partea PAS-ului, pe care ei zic că l-au votat, păi ăștia sunt retrograzi, adică această mișcare este retrogradă, nu este europeană, că noi suntem pentru carte, dar ei sunt pentru biserică și aici iarăși se manifestă o oarecare superioritate care este manifestată cu o oarecare agresivitate față de biserică, religie în general. Din partea ateilor, din partea așa zisilor agnostici, și această superioritate iarăși nu cadrează cu europenismul și nu cadrează cu modernismul, nu cadrează cu respectul față de o anumită categorie de cetățeni, o parte bună a cetățenilor Republicii Moldova care au un raport altfel decât noi față de Dumnezeu. Deci noi suntem, trebuie să fim pe poziții egale, nu trebuie să-ți arăți superioritatea față de un om că el merge la biserică, că el este manipulat acolo, că el este exploatat și așa mai departe. E dreptul omului să creadă sau să nu creadă, de altfel și ateismul într-o măsură oricare e o anumită credință. Deci lucrurile trebuie echilibrate în sens că trebuie să manifestăm o anumită cultură politică din ambele părți. Remarca pe care a făcut-o Nicolae cred că merită a fi dezvoltată în privința răspunsului de ce acum. Nicolae a menționat pentru că acum există un partid care este pro-european și care are majoritate absolută, poate rezolva foarte multe probleme. La asta trebuie de mai adăugat ceva. Probabil solicitarea
pentru retrocedarea proprietății mitropoliei Basarabiei a existat mai de mult. Iar dacă ea a fost reconfirmată această cerință recent, cred că era oportun ca guvernarea să răspundă tocmai acum, pentru că tocmai acum Republica Moldova are cea mai mare nevoie de ajutorul României, lucru care îl vedem cu toții. Sute de milioane de euro pentru soluționarea unui șir întreg de probleme. Suport pentru asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova. Doar cât a costat doar conducta Iași-Chișinău, aprovizionarea cu gaze, care acum pentru Republica Moldova vine prin România, alimentarea Republicii Moldova eventual, dacă e necesar, cu curent electric, pentru ca să nu rămânem victimele ale șantajului Kremlinului. Alte programe pe care le desfășoară România aici în Republica Moldova, și ar fi foarte, foarte straniu ca guvernarea din Republica Moldova măcar să nu manifeste deci să facă cel mai elementar gest pentru a arăta că apreciază tot ceea ce face România pentru Republica Moldova. Acum, de fapt, această dispută nu e despre funcționarea bibliotecii. S-a spus, biblioteca rămâne să funcționeze, cărțile rare vor fi păstrate în condiții mai bune, clădirea va fi renovată, restaurată și așa mai departe. Acum, problema e un anumit principiu prin care o anumită parte a societății noastre vrea să demonstreze că ea este mai bună decât cealaltă parte. Așa numitul Minister al Securității de Stat al autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene a comunicat că a zădărnicit la 9 martie un atac terorist la Tiraspol care ar fi fost pus la cale de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Niște persoane reținute de MGB și prezentate ca teroriști ar fi intenționat, potrivit unor comunicate inițiale, să-i asasineze pe unii demnitari transnistreni, inclusiv pe liderul regimului Vadim Krasnoselski. Ulterior, Tiraspol a anunțat că inițial cei arestați ar fi dorit să-i ucidă pe membrii delegației OSCE care a vizitat Transnistria la 14 februarie, dar nu le-ar fi reușit. La сегодняшний день остается только один вопрос открытый. Уровень. Ceea ce nu știm deocamdată, a declarat liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, este, citez, nivelul la care s-a decis acest atac terorist, care ar fi avut o rezonanță amplă, spunea el. Krasnoselski a adăugat că a dispus să se facă un apel către ONU și OSCE să se lămurească cu această situație. Nicolae, autoritățile de la Kiev au respins acuzațiile, calificându-le drept o provocare regizată din Moscova, care, citez, a ocupat și controlează Transnistria. Chișinăul a cerut Tiraspolului să prezinte informații detaliate despre presupusul atac terorist de jucat și să transmită persoanele reținute organelor naționale de drept ale Republicii Moldova. Tiraspolul a refuzat. Ce putem înțelege din toată povestea asta? E o încercare de a nimeri cu un băț în două iepuri, Republica Moldova, Chișinău, și pe de cealaltă parte de a lovi în Kiev, fiindcă Moscova anunțase mai înainte că Kievul ar pune la cale niște acțiuni diversioniste la Tiraspol. Este foarte mult teatru. De fapt, atunci când Moscova spune ceva, când arată cu degetul la cineva, înseamnă că ea are de gând să facă asta. Și de ce zic doi iepuri? Deci, iată, se lovește în Kiev. Și pe de cealaltă parte, Chișinău, desigur, adaugă, să zicem așa, niște picături la această stare de confuzie, la această stare de alarmă, la această stare de tensiune în Republica Moldova, cu aceste proteste, cu aceste informații că s-ar încerca răsturnarea actualei guvernări, totul asta se include sau face parte dintr-un anumit scenariu despre care, iată, vorbește și, cum am spus eu, John Kirby, care este coordonatorul pentru comunicare strategică în cadrul Consiliului pentru Securitate Națională în Statele Unite, dar vorbește și presa, și jurnaliștii de la noi de investigație, vorbește Kievul, serviciile de la Kiev. Lucrurile astea, desigur, că trebuie tratate cu seriozitate și
Desigur că autoritățile noastre trebuie să ia măsuri pentru a contracara și a neutraliza aceste încercări de destabilizare. Igor, este pentru prima dată când oficialii de la Tiraspol, unii dintre ei, cum s-a speculat cel puțin, cu cetățenie ucraineană, acuză explicit Ucraina de intenții teroriste față de nomenclatura transnistreană. Tu ce explicație ai pentru această situație? Părerea mea este că efectele a ceea ce s-a întâmplat la Tiraspol sunt dăunătoare pentru Transnistria. În primul rând, Transnistria este totalmente blocată pe segmentul transnistrian al hotarului moldo-ucrainean, deci am discutat cu experți care spun că nu doar unitățile de transport, nici simpli cetățeni, oameni, nu pot trece hotarul, deci este blocat completamente. Deci în această situație Transnistria poate comunica cu lumea exterioară doar prin intermediul Chișinăului și astfel de declarații aduc mari daune pentru Transnistria însăși, pentru o încercare de a discuta cu Kievul pentru a deschide hotarele. Pentru Chișinău acest lucru are o conotație, hai să spunem așa, pozitivă, bună. În sfârșit, noi în Republica Moldova vom putea fi siguri că toți cei care ies, intră în țara noastră sunt luați la evidență de către organele competente. Al doilea lucru foarte important este că probabil când cei din Transnistria și-au dat seama că au gafat, care ar fi sensul ca cineva să îl lichideze pe liderul transnistrian? După asta ce urmează? Cineva își dorește la Chișinău ca Transnistria să fie destabilizată pentru ce? Are Chișinăul soluții imediate, eventual, pentru a interveni și a soluționa problema? Nu, Chișinăul este interesat ca procesul să fie unul pașnic, iar schimbarea accentelor în sensul că ținta acestei eventuale eventual act terorist ar fi delegația OSCE în Republica Moldova e de asemenea una halucinantă, pentru că Tiraspolul se plânge că nimeni nu mai vrea să discute cu autoritățile de acolo. Dacă e așa, atunci sunt descurajați și membrii delegației OSCE de aici din Republica Moldova ca să continue discuția cu aceste pretinții autorități. Deci mie mi se pare că e o cacealma, dar face parte dintr-un scenariu mai larg de destabilizare a regiunii. Poliția a anunțat la 12 martie că a zădărnicit o operațiune de provocare a dezordinilor în masă și de destabilizare a ordinii și securității statului. Tulburările ar fi trebuit să fie partea manifestațiilor organizate duminică, dar și în continuare de Partidul Șor, care cere utilități gratis pentru iarna trecută și, mai nou, neadmiterea unui conflict militar pe teritoriul Republicii Moldova. Ultima revendicare sugerând evident că guvernarea și-ar dori un astfel de conflict. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu. Cel mai grav, stimați colegi, este aceea că în acest proces sunt implicate servicii specializate din afara Republicii Moldova, care urmau să creeze și urmează încă pun planuri de destabilizare a ordinii și securității statului Republica Moldova. Sunt să precizez faptul organizării de către serviciile specializate din Federația Rusă a unor acțiuni de destabilizare pe teritoriul Republicii Moldova în timpul protestelor care urmează să aibă loc, inclusiv și pentru ziua de astăzi care urmează să se desfășoare. De asemenea, Procuratura Anticorupție a anunțat că împreună cu CNA și SIS a efectuat la 9 martie mai multe percheziții în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului Șor din partea unui grup criminal organizat și a confiscat milioane de lei. Au fost reținute atunci și mai înainte mai multe persoane. Igor, acțiuni robuste ca niciodată până acum, s-ar putea spune, ale poliției, procuraturii, CNA, SIS, de zădărnicirea unor provocări, rostul cărora ar fi până la urmă debarcarea guvernului și întoarcerea statului în deret. Dacă totul se confirmă și există un sentiment puternic în acest sens, ce ar fi firesc să urmeze? La ce ar fi natural să se aștepte cetățenii în continuare? Cetățenii din Republica Moldova trebuie să realizeze că în contextul războiului din Ucraina, Republica Moldova, de asemenea, este o țintă. Sigur că putem discuta
până unde poate ajunge această destabilizare, pentru că, deci, schimbarea guvernului este o chestie care, prin acțiuni de protest, e practic extrem de dificil de realizat. Pot fi alte ținte intermediare, de exemplu, zădărnicirea convocării aici la Chișinău, în luna iunie, a summitului Comunității Politice Europene, și acest lucru mi se pare mult mai ușor de atins decât schimbarea guvernării. Și așa cum am anticipat anterior, vedem cum principalele agenții de influență a Rusiei aici în Republica Moldova au fost schimbați. Deci fluxurile de bani au fost reorientate dinspre Partidul Socialiștilor spre Partidul Șor, dovadă fiind că deputații ai Partidului Socialiștilor părăsesc formațiunea pentru a se alătura acestei mișcări în spatele căruia e Partidul Șor. Deci lucrurile vin într-o albie care poate fi mai mult sau mai puțin văzută ca una extrem de complexă. Tu, Nicolae, ce evoluții prognozezi din perspectiva celor întâmplate? Ce este încurajator și ce rămâne îngrijorător în această situație? Eu am ascultat atent conferința de presă a domnului Cernăuțeanu, Viorel Cernăuțeanu, șeful poliției, și am citit și ce scrie presa de peste hotare, l-am ascultat atent pe domnul John Kirby. Se ponturează două direcții de acțiune a Federației Ruse, de fapt trei, dar a treia este militară, care datorită ucrainenilor ne primejduiește mai puțin, dar mai există încă două direcții. O direcție este organizarea unei insurecții. Și aici, iată, s-ar putea, în cadrul acestei operațiuni, se vorbește despre schimbarea guvernului. Desigur, dacă schimbăm guvernul așa cum prevede Constituția noastră, dar ei nu se conduc de Constituția noastră, ei se conduc de planurile lor, o insurecție prin care să fie ocupate, să zicem, clădirea guvernului, parlamentul, să fie ocupat președinția, așa cum cam planificau ei la Kiev să facă. Și cealaltă cale e instabilitatea acestei proteste, și vedem că poliția a acționat cu suficientă competență, dar o nuanță foarte importantă e că poliția din Republica Moldova, autoritățile din Republica Moldova primesc informații de la Statele Unite, informații care, desigur că nu sunt dezvăluite publicului, dar care ajută Republica Moldova să reziste, să stea pe picioarele ei. Cum a spus și domnul John Kirby, nu trebuie să supraapreciem posibilitățile Rusiei. Dacă guvernarea noastră, dacă instituțiile statului nostru își fac datoria, până acum vedem că își fac această datorie, atunci putem presupune că această primejdie va fi înlăturată cu destulă eficiență. Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, care dintre știrile săptămânii vi se pare vouă că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă? Nicolae? Din punctul meu de vedere, cea mai interesantă este cea legată de aceste discuții cu Statele Unite, discuții strategice. Cred că vom avea și consecințe importante ale acestei discuții. Și cred că lucrul ăsta trebuie să spunem, vizita domnului Hogan, acestei delegații a Statelor Unite la București, s-a discutat și despre Republica Moldova la București, vorbește despre faptul că Republica Moldova totuși nu este lăsată de una singură, s-a discutat și în Parlamentul European despre Republica Moldova, toată lumea își dă seama că Republica Moldova este un punct vulnerabil și sare în ajutorul nostru. Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta? Din punctul meu de vedere, cel mai remarcabil lucru este legat de modalitatea în care guvernarea vrea să depășească un eventual boicot din partea judecătorilor a reformei pe care a început-o. Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europa Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care îi explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube.
ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere. Reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social, în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, și în esență, în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare.